Naruto Ultimate Ninja Storm 1, episodul 7. Hai să continuăm mai departe zona de aici, frumos. Am trecut de 5 nivele și mergem la următorul. Step on in Mastering Rasengan. Iau ce zice. Și învață aici pe Naruto skill-uri, trick-uri să învețe Rasengan. The picture has not battled opponent, nu știu ce. Ok, și da, te împărți să că-ți rămân copac. Ok, destul de easy chestia asta. Foarte, foarte easy. Da, mă, dar trebuie să spunești chakra bine acolo. Dacă nu-i degeaba. Mai devii tu Hokage? Mâine mai devii tu Hokage. Ia. Hai că mă suntem pe Dreher de aici, ne vedem pe Dreher. What? Păi am, nu am chestia asta. A, da. Nothing. Nu aveam activat, nu zici. Eu aveam, dar nu aveam activat. Fix coif. Fix că am vrut să intru prin una. Opa, am încurcat puțin acolo. Mă, dă-i! E cam aia a fost. Bun. Bravo, Naruto. Mai departe. Următoarea misiune. Mi se pare că aici o găsim pe Tsunade și ne batem cu ea, nu? E o bătălie asta. Da, și cred că îmi va cu Tsunade. Reunion with Lady Tsunade. Așa, compania va așa, nu știu ce, Tsunade bat Tsunade, refuz to quick, cam da, fie. Tsunade refuză inițial să devină al 5-lea Hokage. Only that makes the... în fine, și jignește rolul de sau, nu știu, spune niște chestii, așa, adică să zice că rolul de Hokage e penibil să fie sau chestii de genul, nu știu, e cine ar fi Hokage, e prost sau ce genul, înțelegi, încât să, sau inutil sau căcat de genul, încât să-l enerveze pe Naruto, să bie, bie, probabil ea nu știa că se enervează Naruto, dar Naruto s-a enervat și... a provocat la o bătălie. Și bine, n-a putut să ne va, că el vrea să devină Hokage și nu știu ce și nu știu ce. Hai, zice, ce-ți dai o Lady Tsunade, he, eu deja să-ți dea. Just kidding. Au, look. Man. Păi, mă. Bun. Nu. Bun. Dă-i, mă. Sunny mod. Mâncați. S-a băgat pe Sunny mult. Degeaba, că nici n-apucă să folosesc. Bun. Bravo, mă, Naruto. Le are, mă, și Naruto. Mission success.
Hai să vedem. Mai departe. Avem iar un training. Ok, mi se pare că aici l-a provocat pe Naruto să învețe Rasengan în nu știu cât timp. Și de dacă îl, gen dacă îl învață și reușește să folosească Rasengan-ul, îi dă lățișorii, nu știu ce înseamnă chestia aia, abar n-am. Nu am înțeles prea bine, cred că e un fel de, în fine, e o moștenire din câte știu eu. Sau, bine, știu că, sau e un cadou de la iubitul ei, care a murit, nu mai țin minte. În fine, nu știu cât de important era, dacă avea fă putere. În fine, și frate, pentru ăla se bate. Și ți-o reține mult la chestia. Mergem mai departe și... Aaaa, drum drept. Drum drept. Îmi dai mie drum drept, nu? Nu, nu putea nici să stau nici în dreapta. What? În fine, suntem ok. Atât. Hai să vedem. Mai departe avem o bătălie cu Tsunade. Finally opens her eyes. Bun. Aici Tsunade a vorbit cu... Nu știu dacă e bătălia aia. Dacă e bătălia aia. Da. Deci aici Tsunade a vorbit cu Orochimaru. Practic Orochimaru vrea de la ea. Nu știu dacă mai țineți minte din episoadele anterioare. Că s-a bătut al patrulea Hokage cu, nu al patrulea, al treilea Hokage cu Orochimaru. Așa. Și i-a sigilat mâinile, că n-a atât a putut că era bătrân. Vei vrea inițiat să moară, dar atât a putut. Și suna de poate să-i le vindece, cred, nu știu dacă poate cu adevărat, dar asta crede Orochimaru. Și se duce la Tsunade, aici face un deal cu ea. Până la urmă, Jiraiya află de chestia asta că a vorbit cu Orochimaru, Orochimaru fiind dușmani, chiar dacă ei sunt cei 3 Sani, sunt dușmani, ce puțin cu Orochimaru, că Orochimaru vrea să fie tot puternic. Și îi zice la un moment dat, Tsunade acceptă, chiar dacă acceptă din cauza că ea, ea a avut un frat. Da, un frate și un iubit, dacă nu mă înșel, și Orochimaru poate să facă Edo Tensei și se aducă înapoi și la asta se referă, gen cu asta omituiește, să zic așa, pe Tsunade. Știți? Și, practic, dacă îi repară mâinile, îi aduce înapoi. Da, nu era sigur chestia asta, că na, Orochimaru și nu știu cum se întoarce. Și până la urmă, Tsunade a înțeles, gen, că i-a mai zis. I-a mai zis și Jiraiya că nu e bine ce faci, că uite că dacă așa trec totul, așa mai face. Că la bărbat nu e bine să-i le desfaci sigiliul de pe mână. Și în fine, și Kabuto, ea inițial a încercat să-l păcălească pe ăsta și să folosească altă tehnică sau să-i dea o mână de bătaie. Și Kabuto s-a prins și a început să se bată, dar asta este bătălia asta aici. Sper că am explicat destul de bine. Sper că ați înțeles. Și acum ne batem. Oh, nu e bine. Nu e bine asta.
Mamă, ca să vă explic, Tsunade e o super forță, e un efect, are putere extrem de, extrem de mare. A, nu mai merge așa. Nu mai dați, dați ăla. Substitution. Substitution. Mai da substitution dacă cea. Capul e un fel de... și el un medic ninja lău. Aolo, dar nu pot să fac, mă, frate. Și-mi dă capul, mă, cazi. Bă, n-ai, mă, cum și imposibil să dea substitution, mă. Bă, n-am cum să-l apă capul tău, ăștia, bă. S-a băgat pe tryhard mode. Cum mi-a dat el combo-ul ăla? Man, it's the heal, what the fuck, man? I have things that I must protect. Conditions fulfilled. Bun. Bă, destul de greu. Destul de grea pătăle. Bun, băieți, hai că lăsăm și noi videoclipul ăsta aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că n-ați văzut deja. Eu am fost Ariel Byte, v-am lăsat. Pa, pa!